Bacalău și domnilor, bun găsit la ediția emisiunii în această seară Statul de Drept. Invitatul nostru este domnul Ion Tudor, directorul secției de drumuri naționale Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit! Sărmâna, bună seara, bună seara, stimați telespectatori! Vă și vedem, pe voi cei de la Accent, dar mai ales vă auzim. Și eu mă bucur că sunteți printre puținele trusturi de presă, să zicem așa, pentru că sunteți mărișori și mărișori ca importanță, nu ca și studiouri, așa să zicem, dar faptul că de cele mai multe ori vă ascultăm emisiunea de muzică populară română, a crescut cu lăutarii și la bucurie și la necaz. Îți mulțumesc, Doamne sau Doamne ferește, și ascultă muzica populară. Voi ați reușit să faceți ceva deosebit și pentru asta eu vă mulțumesc și vă felicit și să o țineți tot așa. Mi-am permis să fac această precizare pentru că am venit de multe ori la voi, și la radio și la televizor, și de fiecare dată am ținut să schimbăm câteva păreri, câteva impresii cu ce mai vedem și ce mai auzim. Avem ce să auzim. Pe drum, când plecăm de departe, vă auzim. Când suntem acasă, vă vedem. Așa că Dumnezeu să vă ajute și mergem. Tot înainte la treabă. Nu tot înainte ca pionieri, tot înainte la treabă. Mulțumim pentru apreciere. S-a redeschis Transalpina. Cabanierii, dar și turiștii foarte încântați de treaba aceasta. Cabanierii spun că totuși cam târziu, trebuia mai devreme. Vă spun sincer, dacă o deschideam pe 1 ianuarie, un cabanier, prietenul nostru de altfel, în ghilimele, da, și prietenul va fi dușman, zicea, de ce n-ați deschis-o pe 25 decembrie? Tot timpul cineva trebuie să fie nemulțumit și tot timpul cineva trebuie să încerce să vină cu, să fie așa un pic gică contra și să vină cu niște păreri care nu și-au rostul. Deci nu se putea redeschide cu 2-3 săptămâni mai devreme? Nu se poate. Cu toate jignirile la care am fost, pe care le-am primit așa, gratuit. Discutam astăzi și cu prefectul. Săptămânal avem întâlnirea cu eu cel puțin și alți directori de concentrat. Așa. Ne întâlnim cu dumnealui și discutăm ce s-a mai întâmplat, ce se mai întâmplă, ce trebuie să mai facem, ce probleme mai avem. Și după ce am ridicat cu data de la 1, am schimbat limita de tonaj de la 3,5, a fost ridicat la 7,5 tone, deci să poată să circule și microbuzele. Categoric, încă n-am avut încă nicio reacție. Cu siguranță vom avea reacție, de ce n-am făcut-o 12,5 sau 13. După ce o vom face 13, de ce nu o facem 25? După ce o facem 25, de ce nu o facem 75? Adică, trebuie să înțelegeți că aceste hotărâri nu le ia nici prefectul singur, nici Tudor singur, nici directorul regional, domnul Golumbeanu, care nu poate să-l acuze nimeni de partipriuri, că e gorjan și dumnealui de-al nostru. Nu, sunt mai mulți specialiști, sunt oameni care se gândesc la oameni. Atunci când iau o hotărâre, se gândesc la cei care trec și circulă pe aceste drumuri. Vedeți, vremea e capricioasă, astăzi a fost grindină, bătut piatra, cum zicem noi în vorba noastră tradițională, destul de multă și la un moment dat, dacă la început a fost mai tare, solidă, după aia s-a muiat și parcă erau bulgări de zăpadă. Am pregătit utilajul, vă spun sincer, dar n-a fost nevoie, că în momentul în care a plouat, ploaia caldă a curățit repede drumul. Vedeți, noi am făcut tot efortul să anunțăm, să știți că turiști n-au fost foarte mulți până la, nici de Rusalii n-au fost, ne așteptam sau ziceau cei de la Rânca vor fi foarte mulți, nu, dar important este că în momentul în care am deschis-o și am mediatizat această deschidere, știu cei care pleacă în concediu după 1 sau 15 iunie poate să-și programeze sigur concediu că e deschisă Transalpina. Așa, oamenii au fost care sunau, domnule, se deschide. Pe cât se deschide? Pe 1 mai. Sigur se deschide pe 1 iunie. Sigur se, oamenii sunt sceptici, domnule, nu știi ce se întâmplă. Am reușit și am deschis-o mai repede decât anul trecut.
mult mai repede decât Transfăgărășanu. Am văzut ultima da, a fost un adevărat dezastru pe Transfăgărășanu. Pe Transfăgărășanu, să știți că avalanșa de pietre care a distrus foarte multe mașini. Ei, ce nu știu nemulțumiții care au zis de ce că s-a deschis cam târziu. Da, de ce credeți că spun treaba aceasta că s-a redeschis? Da, din dorința de a spune ceva. Vă spun sigur. Din dorința de a spune ceva. Și spun că iubesc Rânca, vor să vină cât mai mulți turiști acolo. De acord, domnule, să spui că iubești Rânca, dar când te duci la televizor și spui că Rânca te mănâncă șerpii. În Rânca te mănâncă câinii. În Rânca caz în fosă. În Rânca sunt șanțuri și caz în canal. Bă, fratele meu, cum iubești Rânca? Asta vino și spune acolo, la consiliul, la prefect, la primar, la consiliul județean. Iertați-mă, eu cred că n-a fost săptămână în care să nu vorbesc cel puțin o dată de Transalpina sau de drumul din Rânca. Păi, anul trecut mă acuzau că am partipriuri cu cei de pe Rucăr Bran, știți, să țin Rânca închisă. Anul ăsta i-am auzit că ar fi cu alții din zona Transfăgărășan. Bă, fraților, păi când eu ies și spun toată ziua, haideți că e drumul bun, e sigur, suntem cu poliția, suntem cu toată lumea să fie bine, suntem cu prefectura. Cum adică mă acuz pe mine de partipriuri? Nu mă deranjează, dar mă întreabă alți oameni, bă, dar de ce trebuie neapărat să fiți mereu blamați? Asta este. Suportăm când te înhami la ceva, suport și chestiile astea. Dar le-am mai spus, bă, înjurați-mă pe mine, dar nu înjurați oamenii aia care acum 3 ani când am deschis o prima dată jos la Novaci erau 27-28 de grade și sus în vârful muntelui 6-7 grade. A fost într-o dimineață 2 grade au fost. Și oamenii au muncit cu mâna pe baros, pe chei, pe ăla, ca să dăm drumul la Transalpina. Deci, orice ar fi, ăștia suntem noi. Se va găsi cineva să fie veșnic de mulțumit. Veșnic de mulțumit. Nu poți să spui să iei după ce, dacă nu s-a deschis Transalpina, era zăpada de 3 metri, era grohotișul care era ploia la vale, nu știi, și n-am deschis Transalpina și vine cineva și spune incompetența administrației locale și nu știu, adică faci incompetent și pe primar. Păi mă rog, primarul are mai puțin treabă cu drumul național, dar faci pe prefect, pe director, pe ministru și pe Tudor, eu nu mă supăr, că sunt învățat cu daica ei. Așa îi faci cu atâta ușurință. Măi, oameni buni, dacă veți avea tot acest stil conflictual, nu facem treabă. Dar una peste alta, noi ne facem datoria când am fost siguri că se poate deschide Transalpina, se poate circula în siguranță, am deschis-o. 3,5 tone. Nu vă mai spun că eram la sediu la noi, la baza de la Rânca, semnam protocolul de deschidere și procesul verbal și sus pe Transalpina a bătut piatra. Deci s-a făcut de un lat de mână pe vreo 3 km. Asta este, a fost. Dar s-a dus. Sunt fenomene răzlețe și imprevizibile, dar contăm pe grija oamenilor că atunci când văd asemenea fenomene, se opresc. Stau și ei liniștiți. Nu se aventurează, cum se zice, te-ai rătăcit în pădure și mergi tot înainte ca să nu poți să, da, în loc să te întorci. Asta este și cu Transalpina. Deci acum se circulă în condiții bune. Se circulă în condiții bune, 30 de km la oră, 7,5 tone. Am discutat astăzi cu prefectul, poi miercuri avem în controlere la Craiova. Săptămâna viitoare sperăm să mergem și la regional, la direcție, la București, la companie. Să vedem, sunt multe de făcut. Ieri m-am întâlnit pe Transalpina cu o coloană de rulote. 7 rulote erau. Autorulote, deci cu motor propriu, nu remorcă după alte știi. Am oprit exact acolo în Urd, la Urdele. Sigur că singuri, dacă sunt singuri pe drum, merg destul de ușor. Ei, acolo trebuie mare atenție, că dacă se întâlnesc două vehicule mai lungi, sunt 3 sau 4 curbe unde nu se poate să treacă una pe lângă alta. Ei, acolo am discutat cu inspectorul șef, dar cum am discutat, nu cum zic cei de pe sus de pe Rânca că nu facem nimic, ne-am dus pe jos și cu inspectorul de la rutieră și cu inspectorul de la noi de la siguranță și eu am dat cu ruleta și am văzut, doamne, aici trebuie schimbată semnalizarea, adică vom cu niște priorități. Nu poți să sunt 3 sau 4 curbe, cred că rămân 3,
unde nu se poate, dacă se întâlnesc două vehicule mai lungi, nu turisme, nu poți să treacă unul pe lângă altul, că e curba. Și atunci va trebui să facem o semnalizare specifică pe priorități. Vedeți, noi nu stăm. Azi dimineață, discuția cu prefectul a fost în mod deosebit legată de semnalizare și de prevenție, de prevenirea unor evenimente pe drumurile rutiere și mai ales pe Transalpina. Vor fi evenimente deosebite. Urmează pe 16 un eveniment auto extraordinar pe DN67C, pe drumul de Rânca. A fost și anul trecut. Știți, aia care merg cu mașina de-a doua și iese fum din roți. Știți? Ceva extraordinar. Deci este un, este al doilea an. Spuneau organizatorii că este cel mai bun traseu pentru așa ceva. Că e, una e să faci pe stadion, să faci printre blocuri, să faci, și alta este să faci pe munte, pe un drum național, unde vede toată lumea. Unde ai sta, acolo vezi. Vezi o priveliște deosebită și ziceau și cehii și ungurii. Și, ce cât de frumos e la voi în România să alergi la o cursă și să scoți mâna pe geam și să ai impresia că pui mâna pe soare. Extrem de frumos au vorbit. Și nu aveau niciun interes să vorbească așa de frumos. Deci, ăștia străini vorbesc frumos de locurile noastre. Noi ne mănâncă șerpii, nu? Bun. Ei, urmează, sigur, vor fi mult mai multe evenimente. Eu sunt convins că o să ne luăm în jurături și pentru... Păi, oricum v-ați luat cu redeschiderea Transalpinei mult mai târziu. Vedeți, poate mi-am mai albit un fir la mustață sau cine știam. Dar cred că cele mai multe înjurături vi le-ați luat, știți cu ce? Cu criblura de la scoarță. Deci, da, acum ne meritam acum. Nu m-au înjurat oamenii degeaba. Și, deși eu eram ultimul care trebuia să fiu înjurat. Dar asta este. Ne-am asumat între a lăsa drumul așa, neexistând contract pentru altceva, pentru a face întreținerea drumului, însă n-am crezut că ceea ce n-am prevăzut, că vor fi așa de mari alternanțe de temperatură. Ziua era cald, foarte cald, noaptea au fost câteva zone cu curent foarte reci, adică i-am pus, bă, ce se întâmplă? Și au venit noaptea și cu termometru și am stat așa. Ei, zonele alea nici nu s-au prins foarte bine. Griblura, tratamentul ăsta pe care l-am aplicat noi. Un schimb, un lucru deosebit care de avantajul a fost faptul că prima dată se aplică un mastic special. Deci nu e o simplă, un simplu maclavais așa care se dă, dar care intră în toate crăpăturile care se erau destul de mici. Când mergi cu mașina nu le vezi. Dacă a mai fi trecut o iarnă și cu îngheț și dezgheț, crăpăturile ar fi fost mult mai mari pe asfalt. Asfaltul îmbătrânise, sunt atâția ani, tonajul mare, foarte drumul exploatat foarte mult, de aia e drum, să se meargă pe el. Ei, și atunci am fost nevoiți să folosim acest tratament. Din păcate, granulometria care a fost gândită, pietricele. Da, da, da. Granulometria, nu diametrul sorturilor, cum am văzut un specialist. Ne amuzam, ne mai și amuzam, haz de necaz, cu șublerul, știi? Bă, leu muică, păi ce vreți de arăți că știm să măsurăm cu șublerul? Sigur, a fost un semnal de alarmă tras așa cu șublerul, cum ziceam și cu coliva de pe Transalpina. Bă, de ce ați ieșit, mă, cu coliva? Păi, domnule, se uite lumea dacă ești cu coliva. Da, mă, se uite lumea dacă ești cu coliva, dar ce zice lumea? Tu-s la parastas? Parastasul cui? Parastas a fost. Ei, așa și cu... Deci, punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere, lucrurile au stat destul de neplăcut pentru noi. Am fost pe drum. Sunt porțiuni unde nu s-a prins foarte bine. Nu e nicio problemă. Pe banii constructorului se va aplica din nou tratamentul. Vedeți, nu s-a prins griblura, dar în schimb a rămas pelicula. Am înțeles. Pelicula e aplicată din acea emulsie în care este un latex special care rezistă la dilatări. Știți că vara groapa se mărește, iarna se micșorează. Ei, această emulsie elastică nu mai sare din groapă, știi, dacă ar fi fost solidă. Deci, sunt lucruri pe care le-am mai explicat acum oamenii, da, când sparge parbrizul. Da, nu, v-am zis așa că vorbeați Da, e adevărat. Și mie, și eu mi l-am spart, dar la mehedinț. Asta e, cu 2 ani. Și la mașina noastră a sărit pe aia. Stăteam pe margine, era directorul regional, șeful poliției județene, șeful poliției rutiere, prefectul, inginerul. Stăteam pe margine. Și trece unul cu tirul. Dar știți cum? Jmecher și mai face și gesturi, știi? Da, da, da.
Păi vreau să spun că ne-a aruncat pe toți, l-au oprit mai încolo și pentru viteză și pentru gesturi, știi? Sau stăteam în mașină și aveam stații și noi, știi? Mergeam și ajungeam, băi, câți luași azi? Între ei, băi, fratele meu, cum stătea radarul, cum era poliția, nu se spărgea niciun parbriz. Acum nu poți să stai, să blochezi niște echipaje de poliție pentru niște conducători auto, certați cu legea, să nu le mai zic altfel, deși atunci când le-am zis cum le-am zis, așa erau. Deci nu tu care mergi cu mașina frumos pe drum, nu tu spargi parbrizul, se sparge la care vine cu viteză, din față sau care te depășește. Păi dacă noi am făcut, erau puse balize să nu intri pe tratament, că nu se înghet, nu-l cilindrease suficient, nu se întărise. Și tu vii că ești șmecher, ai mașină de șmecher adusă de afară și tu o iei pe partea aia. Și toată griblura o arunci în parbrizul celorlalți. Da, bine, și el și-a făcut mașina numai bună, știți, era pictată după aceea. Deci, vedeți, încă o dată a fost o perioadă nefericită, nefastă pentru noi. Dar a trebuit să o facem și am avut săraca o femeie, probleme, am luat-o de mână și am dus-o la constructor. Bă, băiatule, trebuie să înțelegi că sunt și oameni care trebuie ajutați. Da, domnule. Ce a pățit doamna respectivă? Păi s-a spart parbrizul la mașină. Dar n-am mai putut atunci, deci am fost și eu pe asta. Bă, dar, deși am mai avut situații și situații de genul ăsta, constructorul era responsabilitatea lui, era drumul predat la constructor, aveam diriginte de șantier, eram tot timpul pe drum, nu puteam face un singur lucru, să ne ținem la ei să nu meargă tare. Spuneam mult, domnule, că de la Hațe a fost altfel de tratament. A fost un covor subțire, a fost alt. Aici, fiind de o zonă cu temperaturi, diferență mare de temperatură și cu zonă, cu producerea poleiului, această criblură pusă pe drum împiedică foarte mult formarea poleiului. Nu mai stă apa, nu se mai face, apa nu mai rămâne uniformă. Și n-am avut polei în zona asta. Asta a fost cu griblura. A trecut, da. A fost o învățătură de minte și pentru noi și pentru cei care urmează, dar vom vedea. Probabil că se uită oamenii de ce tot învârtă. A fost un eveniment. A fost un eveniment extraordinar la Târgu Jiu. Vreți neapărat să vorbiți de el? Nu se poate să nu vorbim. Mai ales că după ziua de sâmbătă a rămas așa un pic un gust amar. De ce? Păi, sunt atâtea lucruri despre care poți vorbi în Gorj, despre Gorjul nostru natal, noi gorjenii, și parcă de fiecare dată ne vedem doar de interesele proprii și vorbim doar de interesele proprii. Eu nu vorbesc numai de drumuri, exact. Că eu sunt șef la drumuri. Eu vorbesc și de alte lucruri și vorbesc de Transalpina, că e frumoasă și că merită văzută și că se poate merge pe Transalpina și că nu te mănâncă șerpii, nici ursul. Da, spuneți-ne despre Rânca, de ce aveți un gust amar după ziua de sâmbătă? Păi, dacă, după ce am avut zilele orașului și au fost evenimente deosebite cu zilele orașului, am avut săptămâna trecută turneul internațional Stradivarius, vioara asta, cu Aurelian Tomescu, un prieten al Târgu Jiului, care a venit și la Târgu Jiu balada, o mare realizare, pentru prima dată pe o scenă la Târgu Jiu cântă Tomescu, Aurelian Tomescu, cu un grup de, cu un cor de copii. A fost un... Deci nu discutăm de organizare, că a fost foarte bine organizat, că cei care au răspuns de organizare, că Consiliul Local, Municipalitatea, Direcția de Evenimente, Poliția, Jandarmeria, toți care au fost implicați, nu e așa ușor să faci un spectacol de o asemenea amploare și asemenea importanță, știți? Și tot, clar, eu îi felicit pe organizatori, dar spectacolul în sine. Au fost 50 de copii care au urcat pe scenă și au cântat pe melodia, pe balada Ciprian Porumbescu, dar disciplina acestor copii, profesionalismul și modul în care profesoara, dirijor, i-a condus, i-a dirijat. Păi vreau să spun cu 10 minute înainte le-a spus, zâmbiți. Copiii erau, stăteau pe scaune frumos. Ce s-a întâmplat? Păi de ce să stea încruntați? Urcă pe scenă, să cânte, nu să se uite. Iar când a urcat pe scenă, făceam comparație între... O să zic că lumea vorbește și ăsta. Nu, oameni buni, așa e. Eu am umblat și am văzut multă lume și multe evenimente. Parcă era corul Armatei Roșii. Așa de frumos, aliniați, fiecare la locul lui, fiecare cu zâmbetul pe buze, în momentul în care profesoara, dirijorul, s-a pregătit, imediat copiii și-au deschis larg privirile,
l-a impresionat. Am stat de vorbă după aceea cu maestru Tomescu, cu organizatorii dumnealui, cu cei din staful dumnealui, a spus cel mai bun cor de copii din toată țara și din câte am văzut noi. Ce rost avea să-mi spună mie? Nu eram nici dirijor, nu eram nici director de liceu, n-aveau niciun interes. Putea eventual să-mi spună, domnule, ești mai frumos dumneata că făcuți poze cu noi, nu? Sau putea să zică, domnule, mai, cel mai deștept e organizatorul. Sau, adică, na, nu. Mai, eu, cel puțin pe mine m-a impresionat și mi-a plăcut. Bun, a fost și bine mediatizat, destul de bine, dar revenim centenarul Marii Uniri. Avem evenimente mari, multe legate de Brâncuș. Am avut anul trecut anul sau 100 de ani de la luptele de la Jiu și știm foarte bine la ce nivel a fost marcat acest eveniment. Adică îți vine președintele României, indiferent că noi eram oltenii, gorjenii care stăteam pe malul Jiului și ne apăram orașul, dar a venit și e de lăudată inițiativa dumnealui și prezența la Târgu Jiu. Până la urmă a venit președintele României, nu contează cine și cum îl cheamă și cine este. Iar acum la Rânca a fost fiii Gorjului. Eu de vreo 20 de ani de când pe vremea regretatului profesor Mischie, Dumnezeu să-l odihnească, se organizau fiii Gorjului. Și cam venea în perioada în care se mergea la Padeș, se lega de evenimentul Padeș. Prima chestiune care mi-a strigit așa în ochi și parcă am simțit un gol, cum zici, în stomac, nu l-am mai văzut pe domnul președinte Păsărin. Un om de mare caracter și un gorjan adevărat. Nu l-am mai văzut. Până la când, în momentul în care a fost o întâlnire, președintele Consiliului Județean, vicepreședinte, președintele Fundației Liga Culturală Fiii Gorjului. Deci, da. Liga Culturală Fiii Gorjului. Liga Culturală Fiii Gorjului. Asta este. Cineva din conducere au prezentat în sală oameni de marcă, de renume, profesori universitari, conferințiari, oameni deosebiți care fac cinste Gorjului. A fost extraordinar acest moment. Sigur, și primarul municipiului Târgu Jiu, n-au fost primarii de la primarul de la Novaci, am înțeles că a fost plecat, primarul de la Baia a avut alte evenimente de organizat, a mai fost primarul de la Negomir, bravo lui! Dar e adevărat că președintele Ligii acum este de la Negomir, un gorjan de-al nostru, care acum și mai târziu un pic a venit deputatul de Gorj, deputatul PNL de Gorj, Dan Vâlceanu, deputatul, nu prea, e cam greu să zic PNL, că parcă îl văd când era președinte la tinere de la PSD, sau cum se, la TSD, TSD, nu? Nu o să vă rog să vă terminați ideea scurt, pentru că facem să luăm publicitate. Da. E greu să termin așa repede, luăm publicitate, dacă ziceți dumneavoastră, nu? Luăm publicitate, după care revenim cu partea a doua a emisiunii. Pentru cine construiește, depozitul Adeliacon materiale de calitate pregătește. La depozitul Adeliacon din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adeliacon în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori.
Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Dragi cumpărători, Pomadil vă așteaptă de acum și la magazinul din zona Păltiniș, cu produse alimentare și nealimentare la prețuri mici. Pentru amănunte ne puteți contacta la telefon 0756 112054. Izvarna de startul promoțiilor de primăvară 2018 la Moto Unaltă 128 la prețul de 1099 lei. Husqvarna 236 799 de lei. Husqvarna LC 140 LC 140S 1249 de lei, 1399 de lei. Tractorul pentru tuns gazon, Moto Unelte pentru tuns gard viu. Cumpără din magazinele Raico și vei primi cadouri constând în accesorii pentru Moto Unelte. Te așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Relații la telefon 0253210736 sau la magazinele din Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Cu Zvarna e al naibii de greu să fim cei mai buni! Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, feronerie Roto și GU. Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei, numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2, sau la numerele de telefon 0762 25 9083 sau 0762 25 9084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon. Calitate înainte de toate! Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Magazinul Tiffany, vis-a-vis de hotelul Gorj, vă așteaptă cu o gamă largă de articole de confecții bărbat. Costume bărbătești marca Daspi, cămăși și tricouri bărbătești de la renumite firme, articole vestimentare Cătălin Botezatu. Unic distribuitor în județul Gorj la articole de sport marca Joma, sponsor tehnic al FRF și articole sportive marca Givova. Atenție! Prețurile sunt de producător! Pentru comenzi și relații sunați la numărul de telefon 0760 928 500. Magazinul Tiffany. În partea a doua a emisiunii Statul de Drept, invitatul nostru este domnul Ion Tudor, directorul secției de drumuri naționale Târgu Jiu. Vorbeam despre ziua de sâmbătă, că ați plecat cu un gust amar de la Rânca, dar spuneți-ne, am luat publicitate și... Sigur, nu vreau să supere nimeni pe mine. Dacă se supără, asta e, le trece. Eu am vorbit astăzi, v-am spus și cu prefectul, am stat de vorbă mai mult, cu dumneavoastră, reprezentant un teritoriu, știi? Tu nu poți să, la această întâlnire, ori fi vorbit poate seara sau cu o zi înainte, să nu zici nimic de centenarul Marii Uniri, să nu zici nimic de Tudor Vladimirescu, de Brâncuș. Anul ăsta e un an deosebit, Congres Internațional Brâncuș.
Să nu zici nimic, ne cinstim eroi neamului, că e ca mausoleul Ecaterina urmează să fie în sfârșit renovat, reabilitat. Da. Să nu zici nimic de bătălia de la luptele de la Jiu. A fost ok, sigur, un segment. Poate așa o trebuie, sunt eu depășit. Dar nu-ți depășit, că sunt umblat mai mult decât mulți. Le-am spus eu. Întâmplarea a făcut să nu fiu și eu pe lista fiii Gorjului care a venit la Gorj. Eu am stat mai mult decât aia prin București. De când mulți în București. Și n-am stat degeaba în București. Și dacă vreți, mai avem timp, o să vă spun una din întâmplările cu Bucureștiul legat de Gorj. Dar au vorbit de un grup de firme, au vorbit de ce contracte, nu știu, bă, poate, sigur, economicul primează. Dar era o ligă culturală, oameni buni. Așa am înțeles eu. Acum, dacă au schimbat... Da, poate că au discutat cu seara, nu? Da, păi, nu știu, poate au discutat, au lansat două cărți. Bă, dacă tot lansați două cărți, luați-mă și un Târgu Jean, dacă sunt destui care... Avem și noi scriitorii noștri, avem și noi copiii noștri care fac poezii. Luați-mă 2-3 copii de ăștia și hai să le lansăm și lor o carte. Aici. Lăsați voi la București, pe cine vreți, pe alu Papa Pius. Deci asta v-a dezamăgit, da? M-a dezamăgit, vă spun sincer. M-a dezamăgit, sper aș prefera să nu fi înțeles eu, dar am înțeles foarte bine, vă spun că le înțeleg foarte bine. Pare rău că am luat cuvântul și nu le-am reproșat. Mi-am spus durerea și necazul meu așa, adică știu când vii acasă, se vii după ani de zile și îți vezi bătătura și poate e bătătura e goală că nu mai e pe nimeni acasă, emoțiile sunt mari, dar tânjesc și regret că nu mai era cel care a fost ani de zile președinte, domnul Păsărin, și bineînțeles regretatul Nicolae Mischie s-a dus dintre noi, cel care a fost și care au pus bazele, profesorul domnul Păsărin era, a venit, da? Da, schimbul de generații, păi, bă, dacă mergi din bine în rău, nu mergi din bine mai bine. Bun, haideți să revenim la drumuri. Cred că să revenim la drumuri, să circule toată lumea, să circule toată lumea pe drumuri. Și ca să revenim de drumuri, haideți să vă spun ceva. Că eram la București, la Comisar General Ajung, la Garda de Mediu, a fost atunci o iufă, dacă vă aminte, cu microcentralele, că găseau toți să bage în seamă. Cum s-au băgat în seamă niște parlamentari de la un partid? Și mă surprinde că încă nu, nimeni nu zice, nu ia niște măsuri. Dom'le, nu poți să faci atâta scandal și să oprești lucrările printr-o hotărâre judecătorească? Ce-o fi gândit judecătorul ăla, nu știu, lucrările pe defileul Jiului? La un pas am fost și noi cu drumul, să nu credeți că nouă ne-a fost ușor. Hă, oleu, până când ne-am întrebat pe aia de la Consiliul Științific. Alo, domnilor, pe lângă faptul că unii dintre dumneavoastră nu știți unde e mănăstirea, nu știau. Te nu credeți că m-am dus pregătit. Zic, da, vă mai întreb încă o dată. Că știam ce reprezentau. Adică reprezentau niște interese legate de niște păduri. Ce este mai periculos pentru fauna pe defileul Jiului? Drumul nostru care trece pe aici frumos făcut și amenajat sau drujba voastră? M-am ridicat și am plecat. Ca să nu mai zic și altceva pe românește, știi? Sigur, lucrurile până la urmă s-au... Ei, altceva, asta vreau să vă spun că în perioada aia, în 2012, când era iufa asta cu microcentrale, s-au găsit unii să... Și că domnule, Transalpina s-a făcut fără niciun fel de aviz, fără autorizații, de la nu știu unde. Am auzit întâmplător discuția acolo și i-am chemat la mine. Zic, tu știi ce localități leagă Transalpina? Da, domnule, păi cum să nu... E pe acolo, nu știu. Băi, alo, știi? Da, domnule, lagă Rânca de... Băi, zic, tu știi ce localități lagă? Nu, nu știi. Hai să luăm harta să-ți arăt eu. Uite aici, harta. Am luat harta din perete. Uite, mă. Uite, pleacă drumul național 67C. Deci, Transalpina este un nume dat nefiresc. V-am spus cum s-a dat numărul. Numele 80 și înainte de 80, în vreodată aia, a fost o dispoziție de la București să se pune pe roate turismul românesc, mai mult, să creeze zone turistice. Și a venit de la București șoferul, specialistul în turism și ofițerul de securitate. Că așa se lucra, că nu mai avea încredere în ei. Când a pus director la turism, când a pus director general ONT Carpați, un general de securitate, a trimis și au zis câteva ore, traseu, pe Varea Lotului, la o bârșa Lotului, spre Păpușa. Nu putea să zică drumul regelui. Și au zis, cum să propune, ne-au propus Transalpina. Și a rămas Transalpina. De acolo a rămas Transalpina. N-are nicio legătură. Vin de afară români adevărați, plecați afară.
și mă întreabă, da, de ce zice Transalpina? Ce legătură are cu Alpii? Transalpina? Păi nu, golurile alpine. Păi zic, de bine că nu i-a zis Transgol. Știi? Da, asta e altceva. Și se spune și începe la să-mi demonstreze mie că, domnule, o trebuie să facem seara. Bă, băiatule, ia du-te tu și plimbă-te o săptămână în concediu să te recrezi la cap. Citește, pune una pe carte și după aia vii să-mi de vorbă. Mă rog, s-a dus să mă apărât la comisarul general, stați în banca voastră, că eu sunt de la Gorj și știu bine cum stau lucrurile. La Transalpina n-a fost un drum nou de la început. Transalpina a fost un traseu de drum montan reabilitat, modernizat. Și îmi spuneți voi mie că nu mai pot, nu știu ce, dar ce animale, păi, pare, trebuia să le fi notat, aveau niște nume de ale lor, nici nu cred că erau așa ceva pe acolo. Dar ca să ne băgăm în seamă, ca să arătăm că suntem de importanță. Sigur că m-am dezlănțuit. M-au părât, pe unde m-au părât, treaba lor, nu puteam să mă asigure de, mă acuze de ce interese aveam. Dar vede, ca să vedeți cât suntem de uneori nenorociți, nemernici, netrebnici. Să găsiți ăla, mare domnul comisar, că n-ar avea, nu știu. Sigur, au trecut ani, important este că se circulă acum, din păcate drumul nu este finalizat. Vom vedea, avem un director nou la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi, care a trăit în Gorj mulți ani și care are sentimente deosebite pentru. Este cel care a deselenit șantierele din Gorj și pe Rovinar Târgu Jiu și dovadă că s-a terminat. Aduc aminte când am început drumul. Nu se va termina, îi vedeam pe la televizor, vai de mine, mureau de grijă, bă, de drum lung și știți cum e, câinele de drum lung moare. Și erau, vai, nu se va termina niciodată. Uite că se termină, se termină bine. Defileul, nu, 100 de ani tot așa o să fie. Mai avem problema cu podul, niște chestiuni legate de legislație și de neputința unora. Sigur, că n-am scos din fondul forestier, fiind probleme legate cu, păi, parcă ai scoate din, parcă ar fi acolo o mină de aur și nu poți să tai 20 de copaci și să treci peste ea. Asta e la noi. Deci suntem așa de specialiști în a pune tălpi, încât Dumnezeu să, așa, cu ursul și cu, bă, săraca muma aia bătrână. Eu nu te muma, am 70-80 de ani, n-am văzut ursul pe aici niciodată. Nu mai sunt nici lilieci acum, a trebuit să vină Cuc, ministru. Un tânăr cu curaj. Și a zis, oricine au urmă mașina, ce ur, dacă nu mai facem acum drumul ăsta, nu mai facem niciodată. Mă refer la autostradă. Hai, bă, să vedem lilieci. Ia veniți, bă, încă, unde-s lilieci? Păi de unde lilieci? Ce lucrări pe calamități aveți în perioada aceasta? Am văzut la Polovragi, pe un sens. Lucrăm la Polovragi, acolo unde era o necare de teren de mulți ani. Am făcut drenurile, au fost finalizate scurgerile de ape, podețe, am mai făcut un podeț făcut în plus și urmează să, într-o săptămână, două, să se mai oprească vremea, să se mai îmbunătățească o țiră, o să facem coloanele. Vor fi pe aproape 200 de metri forate coloane să se stabilizeze efectiv dealul, să nu mai ai la vale. Am de anul trecut, ați văzut că am finalizat la Pecioiana, pe râul Pecioiana, la Peșteana, acolo unde exista riscul să o ia apa prin casele oamenilor, să rupă și drumul nostru. Am făcut digul din gabioane, mai avem pragul de fund, dar vremea mereu instabilă, asta înseamnă să faci un dig ca să nu mai rupă apa, să nu mai adâncească Albia. Și sigur, mai avem două situații, am discutat cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, să vedem, s-a analizat și să, dacă lucrurile se vor degrada în teren, va trebui să intervenim. În schimb, față de alți ani, s-a luat, știți cum e, taurul de coarne și pe lucrări pe calamități și se fac și aceste intervenții. Rău este că nu putem să facem nicio intervenție pe DN67C nici de la Bengești până la Obârșa Lotrului, pentru că drumul este încă, este un litigiu între constructor și statul român. Sunt doar lucrări de punere în siguranță a drumului și ăștia au un numit statut. Noi speram ca anul ăsta să punem covor cel puțin în stațiune și să facem un tratament cu un șlam special, nu cu
Da, dacă se impune să-l facem cu sorturi, facem și cu sorturi. Nu. Dar nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat aici. Adică, cel puțin din punctul de vedere al granulometriei, nu vor mai fi. Adică vor fi mult mai mică. Pieticele vor fi mai mici, ca să înțeleagă toată lumea, în zona respectivă. Deși sunt curbe, greu de aplicat, vom vedea. Rămâne ca cei care sunt de meserie, inginerii, specialiștii, să găsească soluția. Cea mai bună. Pe răspunderea lor. Să putea cu semnătura, asta e cea mai bună. Așa se lucrează. Să-și asume. Bun, am sigur. La ce se termină cu centura? Mă întreb asta pentru că am văzut că pare că nu se mai termină. Păi așa ziceau și de... Așa ziceau și de Rovinar. Nu degeaba a făcut precizarea Rovinar Târgu. Tot așa ziceau și atunci. Centura n-a fost o lucrare ușoară și nu e o lucrare ușoară, să știți. Pentru că sunt câteva puncte unde a fost nevoie de multă inteligență din partea inginerilor de la drumuri și a constructorului, ca dovadă că avem cea mai lungă deschidere cu grindă de metal din România. Pe centură, peste podul Jiul, este cea mai lungă deschidere pe grindă metalică. O grindă care nu se vopsește. Se autoprotejează în contact cu curenții, cu clima, cu aia, ea se autoprotejează. Nu trebuie să dai cu vopsea în fiecare an să nu ruginească. Și o să zică lumea, aoleu, le-a ruginit grinda. Așa trebuie să fie. Din păcate, avem câteva situații destul de neplăcute și până la urmă, ce trebuie să răspundă? Poți să blochezi lucrarea printr-o hotărâre judecătorească? Nu poți să blochezi ca așa că neîntemeiată total această hotărâre judecătorească. Până nu s-a reușit până în acest moment să fie soluționat, adică au fost diabolici cei care au avut această. Au avut o crengătură de procese, statul de drept. Păi nu de drept, de drept, dar nu de drepți. Adică dai această hotărâre, ca și pe defileul Jiului. Dai hotărâre să oprești lucrările. De unde am văzut acolo la a doua centrală, era o lucrare, nu știu ce lucra, a venit apa, a rupt, a făcut. Cine răspunde de chestia asta? Tu parlamentar de România, senator, te-a trimis poporul român în senat și tu dai, te zbați, auzi, să oprești lucrările. Păi bă, fratele meu, ale cui interesele reprezinți, bă, domnul Xulescu sau cum te-o mai fi chemat. Deci îi văd de la un partid. Și mai aud că și-au deschis. USR-ul, că le spun cine este. Și mai deschide un domn senator cabinet aici. Păi ce să vii? Ce vrei să mai închideți în Gorj? Bă, aveți grijă. Zău, vă rog frumos. Vă scoate lumea din județ afară. Îmi asum ce spun. Adică poți să dai asemenea, să te lupți tu ca să închizi o lucrare strategică. Strategică. Ca și chestia cu Amaradia, lucrarea la Podeț, peste podul, peste Amaradia, ca și câteva locuri, zone legate de despăgubiri, am avut probleme legate cu expropierile. Într-adevăr, au fost apărute clădiri noi, fie că era un garaj, fie că era o casă, tot o clădire era, nu poți să-i dărâm casa omului sau garajul omului dacă nu e țidulă. Acum, ca să vadă lumea că nu se stă și că facem pași mărunți, dar sigur spre finalizare, a fost completată ordonanța de guvern cu expropierile, au fost trecute toate casele, imobile, ce mai erau, ce mai apăruseră în teren. Am primit deja, pentru că oamenii și-au primit banii și își primesc banii în continuare. Sunt mulți oameni care au înțeles, domnule, sunt probleme legate cu dezmembrări, cu expropieri, sunt chestiuni care de sute de ani fiecare și-a pus casa cum a vrut și a tras gardul pe unde a vrut și când vii acum cu tehnica asta modernă să trasezi în teren, apare suprapunere, apar. Ei, lucrurile se vor rezolva, dar până atunci noi trebuie să lucrăm. Și atunci oamenii au mers la instanță, avem la Bălești două case și au luat oamenii bani mulțumiți. Avem acum încă două case, am primit de la București adresă, înștiințare, cum procedăm, ce trebuie să facem. Nu te duci și bagi buldozerul. Trebuie autorizație de demolare, ce faci cu materiale recuperabile. Sunt niște reguli. Ei, deci vedeți că am mai făcut încă pași. Sperăm ca în perioada următoare să rezolvăm cu actele de proprietate a unor la o casă. Acolo sunt vreo 7 moștenitori, n-are niciun. Nu știm care. Sunt lucruri care te țin în loc. Vom vedea și spunea prefectul că va trebui să facem încă o întâlnire și cu primăria, și cu cadastru, și cu reprezentanții beneficiari, adică reprezentanții companiei, ca să
vedem în ce situație suntem și ce vom face. Deci, oameni buni, până când nu veți vedea negru pe alb scris, se reziliază, se încetează, se... Nu mai vorbiți, mă, fraților. Și încă, vă spun încă ceva, finanțarea există, chiar dacă se... Doamne ferește! Doamne ferește! Mâine constructorul zice, eu nu mai vreau să lucrez, că nu mai am cu ce. Plecăm acasă dacă nu, vine altul. Finanțarea rămâne, finanțarea este. Dar, iertați-mă, ce constructor, după ce prinde o lucrare de o asemenea valoare, ar da cu piciorul la... Sigur, au fost situații în care noi, ca beneficiar, compania a zis, tu constructor, tu nu ești constructor. Out! S-a râzea contractul, vă aduceți aminte că era domnul Neaga, director, în prima parte la companie, când a fost foarte supărat și a fost la un pas să le rezilieze contractul celor după defileu. Și le-a dat termen. A spus, dacă în două săptămâni, nu prezentați toată documentația în continuare cu faze, cu delucrări și aia, la companie vizată din punct de vedere tehnic de consultanță și dacă nu vedem mobilizarea începând de săptămâna viitoare, păi în fiecare zi mergeam pe defileu și raportam dimineața la 8:30 câte utilaje și câți muncitori sunt și după amiază la 4. În fiecare zi. Deci raportam pe, nu telefon, alo domnule, nu, dădeam pe WhatsApp, fac 20 de utilaje, 50 de euro. Ei, și i-a pus la treabă. Sigur că dacă nu făceau, se rezilia. Ați văzut cum am rezilia, cum s-a rezilia contractul cu iarna, cu dezăpezirea. De ce să rămânem, de ce să ne încăierăm iarna să nu avem utilaje, nu? Am înțeles și prestatorul că la rândul lui s-a bazat pe alții prestatori, pentru că n-avea de unde să aibă acum 2 ani de zile 50 de utilaje cu lamă. Era normal să ne-am, omul atunci s-a apucat de această activitate. Dar l-au mințit și pe alții. N-a avut de unde să ia utilaje. A înțeles, a reziliat contractul, un an de zile am cârpit-o așa cum nu s-au zăpezit drumurile, că zicea gata, de zăpezire. Mamă, era unul pe la stadion și se umflau mușchii pe el. Gata, să alege praful. Îl bag pe totul la pușcărie că îmi zăpezești câte drumurile, știi? Tristă amintire, pe vremea aia de tristă amintire, unul. Ei, nu, mulțumim Dumnezeu și oamenii și prestatori și proprietari de utilaje au venit și cu toți am pus umărul și nu s-a... Dar s-a făcut treabă, trebuie să facă treabă. Suficient adică personal, și politicul... mai aveți nevoie de oameni, mai faceți angajări? Din păcate, a fost o perioadă în care se punea problema să se împartă compania și s-au făcut alte organigrame. Vorbeam cu directorul regional și da, e nevoie de om în stradă, om în drum, dar nu orice fel de om în drum. Și am zis așa, să angajăm atunci când rămân locuri libere, fie două categorii de oameni, dar pe pregătire medie, numai pe la birou, s-a terminat. Deci la birou nu se vor angaja decât ingineri de drumuri și poduri. Dacă sunt ingineri de drumuri și poduri și rămâne un loc liber, da. Dar în rest, deocamdată sunt și economiști, sunt și altfel de ingineri, cel puțin la Târgu Jiu și la colegii județului, nu s-a pus problemă. Dar în schimb ai nevoie de conducători auto, cu toate gradele, mecanici utilaje, mecanic, dragi, să știe să repară mașina, de ăștia avem nevoie. Și mai avem nevoie de oameni care să fie mai destul de bine pregătiți cu orice facultate, dar vă spun, nu pe studii superioare, pentru că și în drum, în zona drumului, sunt multe probleme legate de cei care își construiesc, de cei care au construit și nu vor să înțeleagă că trebuie respectată legislația privind de... Avem probleme, avem primari care dau hârtii, nu e hârtii ca primarul, că zona drumului e a lor, că e drumul lor, că trece prin satul lui. Am zis sat ca să, dacă ziceam, mai poate să înțelegea despre ce era vorba. Nu poți să dai o asemenea adresă în condițiile în care drumul este drumul în administrarea statului, e proprietar statul român în administrarea Companiei Naționale de Drumuri. Cine îl întreține, cine îl vopsește, cine îl văruiește, cine îl curăță de zăpadă? Noi. Drumurile naționale. Și domn primar, deci oameni buni, pe marginea drumului, suntem singurii care, cu excepția municipiului Târgu Jiu, unde de la barieră, din bariera Târgu Jiului până aceea la pompieri, e altceva, este prin hotărâre de guvern proprietar Târgu Jiu, municipiul Târgu Jiu. E în patrimoniu municipiului Târgu Jiu, în inventar. E clar, e al dumnealor. Dar în rest, noi suntem răspunzători de ce e pe marginea drumului. Nu întâmplător
E vorba de siguranța traficului rutier. Păi nu poți să lași pe ăsta să-și facă, vine cu casa, de stă cu balconul peste drum. Știi, stă în balcon și dă cu semințe sau un cap la ăștia care circulă pe drum. Nu poți așa ceva. Sau faci din stradă drum să intri cu mașina în casă. Da, mi-am amintit. Deci aici e problema. Din cauza asta se pune accent atât de mare pe zona și pe siguranța drumului. Vedem, suntem prezenți în drum, suntem... Vă mulțumim multe pentru prezență. S-a terminat, n-am vorbit politică alte... deloc. Da, câștigăm primăria, sigur, peste 2 ani, câștigă acum... PSD-ul primăria, cu siguranță ne interesează să PSD-ul să câștige primăria, indiferent cine va fi, care va fi persoana. Important este să câștigăm primăria. Zicea, i-am văzut pe unii, salut, mai câștigă PSD-ul. Bă, vorbim cu glume de chestiuni de ăștia. Alegerile care au fost în ultima perioadă am zdrobit peste tot. Vă mulțumim așa mult pentru prezență. Dumnezeu să ne ajute și drumul bune. Punem punct aici ediția din această seară emisiunii Statul de Drept. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție.